În ședința extraordinară de vineri a Consiliului Județean, pe ordinea de zi s-au aflat 15 proiecte de hotărâre, 11 dintre acestea vizând aprobarea de noi membri în adunările generale și consiliile de administrație ale instituțiilor din cadrul Consiliului Județean. Conform procedurii legale, fiecare partid reprezentat în Consiliu a făcut propuneri, urmând ca acestea să fie aprobate sau nu prin vot secret. Pentru rațiuni de operativitate, v-am propune ca cele 11 proiecte de hotărâre să faceți nominalizări, propuneri, să votăm o singură dată pe un buletin de vot privind numirea reprezentanților Consiliului Județean Giurgiu în fiecare Consiliu de Administrație. Ca să câștigăm timp, să nu votăm de 11 ori, pentru că legea ne obligă să votăm secret. Să votăm o singură dată, să facem toate nominalizările, propunerile, să ne înscriem cu un singur buletin de vot pentru toate consiliile de administrație, să votăm o dată, dacă sunteți de acord. Astfel, după ce s-au făcut propunerile și s-a votat în cabina special amenajată, s-a comunicat rezultatul votului astfel. Răzvan Cuc va fi membru în Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Management Eficient pentru un Județ Curat, Asociația de Dezvoltare Intercomunitară Iluminat Public Eficient și cea pentru Sănătate Asigurată prin Apă Curată. Gogu Moțan va fi membru în Asociația Giurgiu, Tradiția Pescuitului Dudorean, în timp ce din Autoritatea Teritorială de Ordine Publică vor face parte Daniela Bardan, Cristian Ștenghel, Gogu Moțan, Aurelia Doble, Constantin Basanjac și Ionel Geantă. Din Consiliul Administrativ al Teatrului Tudor Vianu va face parte Cristian Ștenghel, din Comisia Paritară de Atribuire a Traseelor cuprinse în programele de transport Ionel Geantă, din Consiliul de Administrație a Bibliotecii Județene Daniela Bardan, din Consiliul Consultativ al Centrului de Asistență Medico-Socială Mogoșești Mariana Corbea, din Consiliul de Administrație a Școlii Gimnaziale Speciale numărul 1 Aurelia Dobre și din Consiliul de Administrație al Muzeului Județean Teohari Antonescu Mirela Delea, toți de la PSD.